Salut, eu sunt Mihai, un nou episod de Grand Theft Auto San Andreas. Ei bine, ne-am ocupat de un convoi în episodul trecut și astăzi ne vom duce la Crash. Nu știu ce caută Crash în garaj. Snail Trail. Hey CJ, what's up? Hey, what's up Jethro? Some cops are looking for you in the office, man. Birou? Tempany. Ah, okay. Nice to see y'all kicking back. I wonder how your brother's sleeping, curled up next to his shower daddy while you lived comfortably on the outside. What y'all want this time? Well, what we want is to get on with our jobs in peace, without some damn bleeding heart liberal poking his nose into affairs he won't even understand. The press on the up? What the hell would you know about it, boy? Whoa, easy there, Eddie. Let's not get ahead of ourselves. Some young journalist out there is trying to get a name for himself. He doesn't know how the streets work, that he's supposed to report what he's supposed to report. Yeah, anyway, we need you to shut him up for us. And that Stooley, shut him up too. Yeah, there's some reporter who's digging up dirt on Pulaski. We don't know who's talking, but we know the reporter's meeting today. Take care of him. Oh, this is a nice place, Carl. Da. Tempany a ascuns un sniper în lângă construcții. Deși avem unul, hai că mai luăm unul. Bun. Reporterul o să urce în Cranberry Station. Văd o motocicletă. Ceea ce trebuie să facem este să ucidem un reporter care vrea să iei interviuri în Los Santos. Pare că Tempany are probleme cu legea. Da, are. Că e investigat în cazuri de corupție. Și apoi ar fi de crezut că el e singurul polițist corupt din America? Nu cred. Și în America au propriilor polițiști corupți, ca și în România, deci... Da. Sunt două categorii de polițiști. Polițistul ăla drept și corect, cealaltă categorie e polițistul mânjit sau ăla corupt, da. Genul ăla de polițist e Tempany, polițist mânjit. Acum, lăsând vorba la o parte, hai să ne întoarcem la misiune. Că văd că a trecut un tren de partea opusă. Dacă n-a fost mai devreme, da. Oh-oh!
Da, urăsc partea asta pentru că e foarte întunecos. Nu vezi absolut nimic. Numai negru. Am ajuns în Los Santos. Ho, la naiba. Încă un tren din sens opus. Acum e mai bine. Ah, oprește în metrou din Vinewood. Facem pe reporter să suspecteze că e urmărit. Cred că așteaptă un taxi. Cred că va urca în taxiul ăsta. De acolo. Sau probabil așteaptă. Nobody touches my mother, not even my daddy. Hmm.
raga, uitați că trebuie să păstrăm o distanță destul de mare pentru ca să nu ne observe. La roșu. Poate i-au cerut taximetristului. Reporterul s-a întâlnit cu Sinta. Acum așteptăm numai să se întâlnească. Terminată și luăm și banii.
Iar acum ne întoarcem în San Fierro. Doar că nu cu motocicleta, o să luăm trenul. A trebuit să caut Market Station-ul. Perfect, ai venit la timp. Merci. Ok. Așa de repede se poate ajunge înapoi în San Fierro. The cash is leaving Los Santos again. Gonna have to let this one slide, man. Got too much. Altă dată. Sânge rece. Job. I gotta stay real low key. I was thinking about welding some shit together and making me a silencer. You fucking crazy, Holmes. You gotta get out of this ghetto mentality. So what you think? Let me show you. Check this out, Holmes. Here, take mine. Where'd you get that?
doing that? Same place above my pants, Holmes. This is America. Ok, va trebui să ne ducem la Gizi să-l omorâm. Și nu avem nicio mașină, așa că ne va trebui o motocicletă. Dă-te jos! Asta nu contează. A zis de ceva telefon. Așa. Intră prin lucarnă pentru... Folosește lucarna pentru ca să intri în club. Da. Da, putem intra și prin lucarnă. Din câte știu, lucarna e un fel de fereastră, doar că monta pe acoperiș. Oh, stai puțin, am uitat. Se împușcă în roțile lui Gizi dacă, în cazul în care vrea să scape.
No se permite să scape una cu două. Se împușcă și la limuzine. Astea au roți antiglunți. În fine, hai să ne ducem pe lucarnă. Și să intrăm în club. Hai. Haide. Așa. Eventuală melodie cu copyright, pentru că legile pe YouTube sunt atât de stupide. Exact. Că mă gândesc că de la melodia asta îmi pot lua copyright. Bun. Give me some room. Give me some room, bitch. It's that time of the week again. Your provider is about to make that special call. If I think for a moment that one of you hoes hustling me. You better make a bigger cut this week, Jizz. We're running low, honey. Shut up, bitch. I'm handling bitch. Don't you even raise your voice in the asshole. Shut up, bitch. Oh. You funky ass. What a dick. Hey, Jizzy, I need to holler at you. Well, tough then, friend. I mean, that's all we ever do. Kind word here, wise saying there. Shit. I'm a walking book of proverbs. No, you fucked up. No, I'm good to roll. E vremea să scap de tine. I'm imperfect, you know, like, hey, not a kind man, not a wise man, you know, not a smart man, but dear Lord, I tried. No, you fucked up when you trusted me, player. Come on, baby. Ass seller, yay pusher, piece of shit trash. Oh, Lord. What y'all waiting on, huh? Somebody trap this nigga, man. Oh, nu vă permit. Ei sunt pușcate roțile. Friends!
Îmi pare rău! Astea sunt afacerile! Bun, misiune terminată. Cam atât pentru ziua de azi. Dacă v-a plăcut, aș aprecia să apăsați pe butonul de like, share și subscribe. Vă salut, ce-am. Toast to me how I served them. Sidewalk and I curbed them. Side talking, I let the thing spark in a little bit of peace I'm disturbing. Like hijack, it's a hijack. No more Gangnam style. Besides back, yeah, I could have called this E2. But instead I called it right back. Now feed, feed me, need more. Feed, feed me, need more. Feed, feed.